Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara au efectuat timp de o săptămână 105 controle și au aplicat în urma neregulilor depistate amenzi în valoare de 225.000 de lei. Controlele au vizat în principal securitatea și sănătatea în muncă, dar și modul în care se respectă anumite reguli de către angajatori și angajați. Inspectorii de muncă din cadrul ITM Hunedoara au efectuat un număr de 105 acțiuni de control. Din acestea, 70 au fost efectuate în domeniul securității sănătății în muncă, iar și 35 în domeniul relațiilor de muncă. Au fost aplicate 57 de sancțiuni, 44 în domeniul securității în muncă și 13 pe relații de muncă. Marea majoritate în speță, 50 au fost avertizmente. Și doar 7 au fost amenzi. Din totalul acestor amenzi în sumă de 225.000 de lei, 220.000 a fost în domeniul relațiilor de muncă și 5.000 pe securitatea, sănătatea în muncă. În urma controalelor, inspectorii au descoperit și 11 persoane care munceau fără forme legale de încadrare, în total fiind înregistrate 96 de deficiențe. Printre deficiențele cele mai importante constatate, vorbim despre primirea la munca salariaților fără a încheia forme legale de încadrare, netransmiterea contractelor de muncă în aplicația Revisal sau transmiterea cu întârzierea acestora, lipsa copiilor contractelor de muncă la punctele de lucru, neorganizarea adecvată a activității de securitate, sănătate în muncă sau lipsa evidenței clare a timpului efectiv de muncă, neincluderea riscului de contaminare cu noul coronavirus în evaluările făcute și neadaptarea planului de prevenire și protecție la noile riscuri de contaminare cu COVID-19. Totodată, ITM Hunedoara a declanșat o campanie de control și la firmele care au peste 50 de salariați. Campania se va derula până în data de 24 noiembrie, inclusiv atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul SSM.